Salutare tuturor, eu sunt Cristinel și astăzi o să vă prezint 7 lucruri neștiute despre Tom și Jerry. Dar înainte de a începe acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați, să apăsați pe acel clopoțel. Deci, să începem! Creatorii desenului Tom și Jerry, William Hanna și Joseph Barbera, mai au câteva desene cărora le-au dat naștere. Iar acestea sunt Familia Flintstone, Scooby-Doo, Yogi Bear, Top Cat și Ștrumfii. Numele celor două personaje au fost alese în urma unei competiții, iar câștigătorul, pe nume John Kerr, a fost recompensat cu suma de $50. Până la momentul decisiv al numelor, Tom era recunoscut sub numele de Jasper, iar Jerry nu avea niciun nume. Până la urmă a avut numele de Jinx, iar apoi numele i-a fost schimbat în Jerry. În 1975, Tom și Jerry au devenit buni prieteni, pentru o scurtă perioadă de timp. Mai exact, a fost lansată o miniserie cu cei doi rezolvând mistere, călătorind și fiind extrem de apropiați și veseli. Din păcate, nu a durat mult seria. Tom și Jerry au reușit să câștige un număr impresionant de 7 premii Oscar. Este animația care a câștigat cele mai multe premii Oscar. În 1963, personajul Mammy Two Shoes va fi înlocuit de un bărbat sau o femeie care îl pedepsește în mod repetat pe Tom. Această decizie de a renunța la Mammy Two Shoes a venit ca urmare a dorinței de a elimina orice aluzie rasială. Prima serie produsă de Hanna-Barbera, fiecărui episod i se alocau $20,000 pentru producție. Următoarea serie a fost transferată pentru producție la un alt studio și fiecărui episod i se alocau numai $10,000. Așa că seria a fost cea mai puțin populară. Apoi o perioadă de timp, aceasta a fost transferată în Cehoslovacia, la un studio de animație, unde episoadele devenind mai întunecate și mai violente. Desenul Tom și Jerry are nici mai mult, nici mai puțin de 163 de episoade, primul episod fiind televizat în februarie 1940, iar ultimul în septembrie 2005. Ultimul episod din seria creată de Hanna-Barbera este și cel mai controversat, fiind destul de trist, cele două personaje gândindu-se la sinucidere în timp ce stau pe șinele unui tren. Dar cam atât a fost cu acest video, eu am fost Cristinel și noi desigur ne revedem data viitoare. The lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, wait and see, look like a panda.